Asta. Vă spun eu care e gradul de complexitate aici. Ne judecăm, primarul, primăria prin primar, a făcut plângere împotriva unor ordonanțe de clasare pronunțată de DNA Ploiești. În ordonanțele de clasare, la plângerea pe care a făcut-o primarul și împotriva fostului primar Boșcodeală, se motivează, printre altele, că susținerea din plângerea formulată de actualul primar al Buzăului, conform căreia întreruperea de energie termică s-a făcut datorită acestor bilete la ordine pe care fostul primar le-a aprobat împreună cu fostul Consiliu în urmă cu 10 ani de zile, nu are nicio legătură cu acest lucru, deoarece acele bilete la ordine au fost asumate prin contract cu Ecogen, unde și primăria, deși Consiliul Local și Rambuzăi erau acționari. Deci se concluzionează, și asta spune DNA-ul, inclusiv procurorul șef al DNA, care a confirmat soluția, că nu există faptă penală în sarcina primarului, fostului primar. Da? Ei, acesta face obiectul. Noi acum se solicită să angajăm din bani publici aproape 1000 de euro o casă de avocatură ca să, ce să facă? Să se admită această plângere, un judecător să admită plângerea și să anuleze ordonanța procurorului șef al DNA și să dispună trimiterea în judecată a fostului primar, este un dosar pierdut din stat. Deci este o cheltuială făcută aiurea, făcută doar pentru publicitate și pentru... Că ce se întâmplă? Parchetul a sesizat substratul politic al acestei plângeri. Nu mai există faptă penală, s-a și prescris. Decizia Curții Constituționale spune că abuzul în serviciu este foarte strict determinat, e făcut doar pentru a abate atenția din ce motiv s-a distrus acest sistem centralizat. Referitor la celălalt dosar. Aici avem o surpriză, nu știu dacă știți, suntem și noi introduși în cauză pe data de 15 septembrie. Am aici, că totul e public, se extrage din corda. Pe data de 11 august, în ședință se spune așa. Introduce în cauză Consiliul Local Buzău citarea acestuia cu copia încheierii, cu mențiunea că până la acel termen putem să invocăm excepții și să facem apărări. Da? Pentru că ce se gândește aici? Dom'le, trebuie să răspundă în solidar și Consiliul Local. De aceea ne introduce în cauză pentru această sumă de 1,5 milioane de euro. Da? Pe care n-am votat-o noi, noi nu avem raporturi directe, nu eram juriști în condițiile astea, dar trebuie să ne apărăm pentru că o să avem probleme. Știe cineva dintre dumneavoastră de acest proces? Ni s-a comunicat? Nu e adevărat. În acest proces avem o casă de avocatură, care deja a fost plătită, că am avut multe cereri din astea de case de avocatură, să dăm onorari la case de avocatură, care deja știe deci acest proces, dar nu ne apără pe noi, apără primăria. Trebuie să înțeleagă și cetățenii de ce am ajuns în situația, nu penibilă, situația foarte gravă, să plătim din bugetul local 1,5 milioane de euro la o bancă, nu-i dau numele că se vede, la o bancă, în condițiile în care n-am făcut împrumut la banca respectivă, n-am avut raporturi juridice cu ea. Trebuie să înțeleagă și din cauza cui se întâmplă chestiunea asta.